Continuăm previziunile astrale pentru joi. Balanță, ești înclinat către concluzii pesimiste, zicând că oamenii nu vor să aprecieze calitățile, ci doar să semnaleze defectele tale. Ar fi bine să le oferi tu un exemplu din care să învețe. Scorpion, contează mai puțin ce planuri ți-ai făcut și mai mult de ce rezerve dispui, pentru că se anunță un consum intens din cauza unor probleme importante. Săgetător, ziua își va dezvălui rostul spre final, când vei înțelege cum au apărut anumite conflicte și cine caută să le întrețină. Ar fi bine să nu ai motive de regret. Capricorn, este dificil să asiști la discuții fără să ai măcar o minimă garanție că părerea ta va fi luată în calcul. Dacă te vei detașa puțin de această nemulțumire, vei deveni mai convingător. Vărsător, sunt posibile conflicte acute cu un asociat sau un membru al familiei din cauza unor resurse de care tu vrei să dispui într-un anumit fel și nu vrei să accepți nici măcar dreptul său de a avea o părere. Pești, ar fi mai bine să te abții cât poți de la comentarii acide, pe seama unor parteneri care nu vor gusta gluma, mai ales dacă vei lansa reproșurile în public. Acestea au fost previziunile astrale pentru ziua de joi. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!